Un cetățean revoltat ne-a contactat deoarece era nemulțumit de faptul că nu există în timpul sfârșitului de săptămână stomatologie de urgență. Mă doare măseaua de nebunesc, am umblat peste tot în oraș ca să-mi scot măseaua sau cel puțin să mi se facă ceva ca să nu mai simt atâta durere. E sâmbătă seara, iar la spital mi s-a spus că nu există așa ceva. M-au trimis în Târgu Mureș, nu știu pe ce stradă. E absurd ca într-un municipiu ca al nostru să nu existe un astfel de serviciu. Medici, stomatologi privați nu prea cunosc, chiar la ora asta cine îți mai răspunde la telefon? Pentru ce mai plătesc sănătatea dacă nu beneficiez măcar de atât? Ne-a declarat un cetățean cu durere groaznică de măsea. Răspunsul l-a primit de la directorul Spitalului Municipiului Reghin, care ne-a spus că nu mai există de o perioadă bună de timp acest serviciu. Nu, nu și nici nu am avut în ultimii ani. Nu există, din câte și nu există la nivelul Spitalului Reghin, un sistem de urgență de noapte și de weekend sau în sărbători care să asigure asistența stomatologică de urgență. Singurele posibilități ar fi medicii stomatologi privați ori clinicile din Târgu Mureș care oferă acest fel de tratamente stomatologice de urgență. Cred că ar fi util la nivelul organizarea la nivelul orașului Reghin a unui astfel de sistem, dar în același timp cred că este destul de dificil de realizat având în vedere sistemul privat în care funcționează asistența stomatologică. Dacă nu putem în Reghin, unde putem să apelăm? Se poate apela la Târgu Mureș, unde există asistență stomatologică de urgență. Soluția ideală ar fi să apelați la stomatologul dumneavoastră în caz de urgență, deoarece unele cabinete private din municipiu fac astfel de servicii chiar și în miez de noapte contra cost. Partea bună este că astfel orice durere insuportabilă este eliminată printr-o intervenție promptă din partea unui specialist. Dacă nu aveți această posibilitate, există clinici în Târgu Mureș care sunt deschise în regim de urgență. În final, dacă nu puteți beneficia din niciuna dintre aceste opțiuni, atunci vă înarmați cu multe medicamente contra durere și răbdare pentru începutul de săptămână când un cabinet privat își deschide porțile.